Așadar, șoferii care refuză să se supună drug testului sunt lăsați fără permis până vin rezultatele testelor biologice. Iar asta poate dura luni de zile. Mai mult, aparatele de testare antidrog dau rezultate fals pozitive într-o proporție de peste 30%. Acum, premierul Marcel Ciolacu se află la guvern, unde va discuta cu ministrul finanțelor, dar și cu cel al internelor despre o posibilă achiziție de noi aparate drug test. E important de știut că un astfel de aparat costă până la 300.000 de euro. Pe de altă parte, MAI nu vrea să schimbe ordonanța contestată de o mare parte a șoferilor. În schimb, ministerul va propune executivului să accelereze analizarea rezultatelor de la testele antidrog, astfel încât acestea să vină în cel mult 72 de ore. Și tot premierul a spus, citez, nu este o catastrofă să rămâi fără permis două zile. În fond, această lege este valabilă și în Spania și în Germania. Cele mai multe controverse sunt legate de faptul că o listă întreagă de medicamente uzuale vă pot lăsa fără permis pentru că ies la test ca substanțe interzise. Iar aici o să vă dau câteva exemple, cum ar fi medicamentele pentru diabet sau medicamentele antialergice, unele antivirale și antiinflamatorii. Și nu în ultimul rând, o bună parte din medicamentele pentru răceală și gripă ce conțin codeină. În consecință, sfatul dat de poliție în condițiile noii legi este să nu vă urcați la volan dacă ați luat pastile de răceală. Încercăm să înțelegem de ce e atât de controversată această ordonanță de urgență. Foarte important, până acum peste 150.000 de oameni au semnat o petiție care a fost deja demarată în spațiul online. Discutăm așadar în minutele următoare cu Radu Țin, cu medic toxicolog, și se va alătura imediat în legătură telefonică directă și Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române. Bună ziua și mulțumim că sunteți la Euronews acum. Bună ziua! Domnule Țincu, am văzut care au fost declarațiile din partea medicilor specialiști și spuneau aceștia că nu s-a ținut cont de o serie de recomandări, recomandări care au fost date de către forurile internaționale. Despre ce recomandări este vorba? Nu știu despre ce recomandări este vorba, dumneavoastră probabil aveți aceste informații. Într-adevăr, această lege creează o problemă pentru că rezultatele acestor teste de biologice vin foarte târziu pentru că nu există suficientă infrastructură. În realitate, când infrastructura necesară va fi achiziționată, și aici discutăm de suficiente aparate și să se extindă cumva din zona Institutului de Medicină Legală și către alte laboratoare, cred că situația se va rezolva. De fapt, în realitate, era problema faptului că poți rămâne fără permis de conducere până când vine proba biologică, rezultatul probei biologice. Interferența de care vorbiți este normală. Pot să apară, pentru că discutăm de teste drug, test rapide, acestea au o serie de interferențe și au o serie de cross-reactivități, adică apar anumite teste pozitive la unele substanțe care nu sunt în realitate interzise. Însă întotdeauna laboratorul de toxicologie, cel care va analiza probele biologice, aceste laboratoare vor identifica cu acuratețe de 100% substanța implicată. Eu cred că, de fapt, marea vârstă acestei discuții din ultimele zile este, în realitate, lipsa de infrastructură a statului care să ofere într-un interval de 24 de ore un rezultat la probele biologice. Și pentru că dumneavoastră spuneți că momentan ca stat nu dispunem de această infrastructură atât de vitală, iată, ar putea, dacă va fi adoptată în formula actuală, așteptăm totuși să vedem și care vor fi discuțiile de la guvern, ar putea cumva, dacă se va adopta așadar în forma actuală, să conducă la o supra-solicitare a sistemului? Este evident, dar există această supra-solicitare a sistemului și în prezent sunt unele județe, cum este și București, unde rezultatele la teste durează chiar peste 20 de zile primirea rezultatelor de la probele biologice. Însă tot din spațiu public înțeleg faptul că guvernul ia în calcul tocmai o creștere a capacității de testare și o extindere a rețelei laboratoarelor de toxicologie, astfel încât această problemă să se rezolve. Din perspectivă medicală, singura certitudine pe care o putem avea este un rezultat toxicologic efectuat de un laborator de toxicologie care să confirme rezultatul sau să infirme rezultatul rapid al aparatelor drug test. De asemenea, trebuie să mai spunem un lucru, este evident că în ultima perioadă am tot văzut accidente rutiere produse de tineri care se aflau sub influența acestor
acestor substanțe psihoactive. Era clar că în încercarea de a stopa acest fenomen, guvernul trebuia să vină cu o soluție. Această soluție, sigur, nu este perfectă, dar ea poate fi îmbunătățită astfel încât să nu creeze prejudicii celor care, într-adevăr, nu consumă astfel de substanțe. M-aș opri asupra ceea ce vorbeați dumneavoastră mai devreme și anume aceste încrucișări de reacții. Se întâmplă de multe ori ca o persoană care are gripă sau în sfârșit are o răceală să ia un medicament pentru a-și trata afecțiunea. Se întâmplă ca pacienții să nu citească corespunzător prospectul astfel încât să evite punerea la volan pentru un anumit număr de ore? Sunt mai multe categorii de medicamente. Cele de care sunteți dumneavoastră pentru o viroză respiratorie, ele vor da doar un rezultat fals pozitiv, dar ele nu afectează capacitatea de a conduce un autovehicul. În cazul acestor pacienți, cel mai probabil după primirea testelor toxicologice de la laborator, persoana respectivă va primi carnetul de conducere înapoi. Însă sunt și medicamente care pot să modifice capacitatea de a conduce autovehicule și aici discutăm de somnifere, discutăm de medicamente care afectează capacitatea de reacție. Tocmai de aceea este important, pe de o parte, să citim prospectul acestor medicamente înainte de a porni la drum și, în al doilea rând, cred că trebuie să existe o mai bună informare atât din partea medicului prescriptor, dar și din partea farmacistului, care ar trebui să-i avertizeze pe cei care își cumpără astfel de medicamente că le poate afecta capacitatea de a conduce un autovehicul. Pentru că în cazul acestor substanțe, în cazul somniferelor, spre exemplu, producerea unui accident sub influența lor înseamnă inculparea acelui persoane pentru că ea se afla sub influența unei substanțe care îi modifica capacitatea de reacție și în acest fel riscul de a produce un accident. În final, domnule doctor, vă mai întreb o chestiune. Se întâmplă ca un pacient să își cumpere de la farmacie un medicament pentru a-și trata răceala, un medicament care nu are nevoie de o prescripție medicală. Într-o astfel de situație, ce este de făcut? Într-o astfel de situație, vă spuneam, mare parte din aceste medicamente nu modifică capacitatea de a conduce un autovehicul. Este important să citim prospectul și să vedem dacă medicamentul respectiv are vreo recomandare cu privire la conducerea de autovehicule, iar în cazul în care va exista un test rapid, drug test pozitiv, în mod evident el va fi ulterior infirmat de către testele toxicologice. Deci nu este vorba doar de faptul că interferă cu obținerea unui rezultat fals pozitiv, pentru că acest lucru se va rezolva prin evaluare toxicologică ulterioară. Important este să nu conducem, și acest lucru este foarte important, să nu conducem sub influența acelor medicamente care într-adevăr ne modifică capacitatea de reacție.